Mi-e frică să sar. Știi cum e atunci când te joci cu prietenii tăi și nu vrei decât să te simți bine cu ei? Nu-ți pasă de reguli, tehnică sau ce crede lumea. Sau senzația perfectă când te simți cel mai tare și lumea dispare. Și doar tu, cu sportul tău preferat. Dar orice încercare mă costă. Și toată lumea pare să vrea ceva mai mult de la mine. Uneori mi se pare că ei se transformă și uită că sunt copil. Iubesc să câștig. E super tare. Dar frica asta mănâncă bucuria. Ceea ce îmi plăcea devine pedeapsă. Și fix cei ce ar trebui să mă protejeze, mă rănesc. Încă o dată! Sportul înseamnă mult, dar nu e tot. Trebuie să ținem minte că noi copiii avem nevoie de încurajări, nu amenințări, de grijă, nu de abuz. Hai să fim cu toții o echipă. Copii, antrenori, părinți, să lucrăm, să ne respectăm și să creștem împreună. Să creăm un spațiu sigur și să păstrăm bucuria în sport. În spatele fiecărui câștig sunt cei ce veghează siguranța, cei ce protejează și ghidează, cei ce îi ajută pe copii să se construiască. Să nu uităm că de noi depinde ca sportul să rămână joaca lor.